În cursul zilei de ieri, la punctul de trecere al frontierei Porțile de Fier 1, județul Mehedinți, s-au prezentat pentru controlul de frontieră la volanul a două autoturisme înmatriculate în România, doi cetățeni din Kosovo în vârstă de 29 de ani, respectiv 44 de ani. Aceștia nu posedau permis de conducere. La controlul de frontieră, bărbații au prezentat permise de conducere eliberate de către autoritățile din Kosovo. În urma verificărilor efectuate de către polițiștii de frontieră, s-a constatat că persoanele nu posedă permis de conducere internațional. Documentele prezentate la control, neacordând dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice din România. În data de 3 ianuarie 2023, la punctul de trecere al frontierei Porțile de Fier 1, județul Mehedinți, s-au prezentat pentru controlul de frontieră la volanul a două autoturisme înmatriculate în România, doi cetățeni din Kosovo, în vârstă de 29 de ani, respectiv 44 de ani. La controlul de frontieră, bărbații au prezentat permise de conducere eliberate de către autoritățile din Kosovo. În urma verificărilor efectuate de către polițiștii de frontieră, s-a constatat că persoanele nu posedă permis de conducere internațional, documentele prezentate la control neacordând dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice din România. Ca urmare a celor constatate, celor doi bărbați nu li s-a permis continuarea călătoriei la volanul autoturismelor, iar la finalizare vor fi luate măsurile legale ce se impun. Totodată, dorim să amintim faptul că persoanele, cetățeni din statele care nu au semnat Convenția Internațională privind circulația rutieră, încheiată la Viena în 1968, trebuie să posede permis de conducere internațional pentru a putea circula pe teritoriul României. Ca urmare a celor constatate, celor doi bărbați nu li s-a permis continuarea călătoriei la volanul autoturismelor, iar la finalizare vor fi luate măsurile legale ce se impun. Totodată dorim să amintim faptul că persoanele, cetățeni din statele care nu au semnat Convenția Internațională privind circulația rutieră încheiată la Viena în 1968, trebuie să posede permis de conducere internațional pentru a putea circula pe teritoriul României.